cred în educație în educație fizică și sport cred să învățăm rulările din gimnastică Tema se adresează clasei a 5-a Competența generală numărul 2. Utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2.4. Executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Gimnastica în școală. Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport. Locul în lecția de educație fizică poate fi, după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, respectiv viteză sau îndemânare, capacități coordinative, sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, sunt necesare. Saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică și trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În cadrul gimnasticii acrobatice distingem elemente statice, elemente dinamice și variante de legare a elementelor acrobatice însușite. Proba de evaluare constă în execuția unui exercițiu la sol, liber ales, cuprinzând numărul de elemente acrobatice impuse, prevăzut în sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Elementele acrobatice impuse se stabilesc de către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii și vor fi comunicate elevilor. Criterii de evaluare. Existența în exercițiu liber ales a numărului de elemente impuse, prevăzut de sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Pondere, 50% din nota finală. Corectitudinea execuției fiecărui element pondere 25% din nota finală. Cursivitatea și expresivitatea execuției pondere 25% din nota finală. În clasa 5 -a, cincea, Învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice gimnasticii, elementele dinamice, cuprinde Rulări Rostogolire înainte, din ghemuit în ghemuit, Rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit îndepărtat și răsturnare laterală sau roata laterală. Rulările Rularea este o rostogolire incompletă în care diferite părți ale corpului vin în contact cu solul în mod succesiv. Pot fi folosite ca faze de elan sau de legătură în vederea executării altor elemente. Se pot executa pe spate, pe părțile laterale ale corpului, pe abdomen și piept. Rulări pe spate. Poziția de plecare, șezând, sprijin ghemuit sau ghemuit cu spatele la direcția de rulare. Rularea înapoi. Din poziția șezând, bărbia în piept, spatele rotund, brațele strâng genunchii la piept. Corpul se rulează, deplasează spre înapoi, până la nivelul umerilor. Rularea înainte, din poziția la care s-a ajuns după rularea înapoi, corpul se rulează, deplasează spre înainte până se revine în poziția de plecare. Indicații metodice. Pe tot parcursul execuției se va urmări ca bărbia să fie în piept, spatele să fie cât mai rotund, brațele să cuprindă genunchii care vor fi strânși la piept. Putem folosi comparația cu aspectul unei mingi. Rulări laterale. Poziția de plecare, culcat lateral sau dorsal sau ventral, picioarele întinse, brațele întinse pe lângă cap. Rulare spre stânga. Din poziția de plecare, culcat lateral pe partea dreaptă, de exemplu, corpul se rulează, deplasează spre stânga până la nivelul poziției culcat lateral pe partea stângă. Rularea spre dreapta. Din poziția anterioară, culcat lateral pe partea stângă. Corpul se rulează, deplasează spre dreapta, până la atingerea poziției inițiale de plecare. Indicații metodice. Pe tot parcursul execuției se va urmări ca picioarele și brațele să fie întinse în prelungirea trunchiului. Rularea se poate realiza trecând prin poziția culcat dorsal, fața în sus sau culcat ventral, fața în jos. La rulările din culcat dorsal sau ventral se vor folosi în special piciorul și brațul de pe partea opusă rulării. Putem folosi comparația cu aspectul unui băț. Rulări pe piept și abdomen. Poziția de plecare. Pe genunchi, corpul cambrat în extensie, Brațele semiflexate cu palmele înainte la nivelul centurii. Rularea înainte. Din poziția de plecare, dezechilibrare spre înainte și rularea spre înainte. Contactul cu salteaua începe pe coapse, se continuă pe abdomen, apoi pe piept. Rularea înapoi. Din poziția la care s-a ajuns după rularea înainte, corpul se rulează spre înapoi până se revine în poziția de plecare. Indicații metodice. Pe tot parcursul execuției se va urmări. Privirea și bărbii orientate spre înainte, palmele în contact cu salteaua, mișcarea brațelor va fi foarte activă, semiflotări. Picioarele vor fi apropiate și întinse. Au un rol activ, în special în partea a doua a rulării. Materialele filmate au fost realizate la liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța. Mulțumire elevilor îndrumați de profesor Magdalena Martinescu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.